Bisericuța din curtea maternității Cuza Vodă din Iași are mereu ușa deschisă. Pentru mame care își plâng durerile și cu ochii înlăcrimați strigă la cer, pentru părinți ai căror singura alinare este biserica, pentru femei cărora le este teamă să aducă pe lume un prunc, pentru copii săraci care la propriu nu au ce să mănânce. Duminica, la Sfânta Liturghie, bisericuța este plină de copii. Copii salvați de la avort, copii salvați de la foame. Ce ne împiedică, pe dragi, să ridicăm în jurul inimii noastre garduri care să te protejeze? Gard de rugăciune, gard de bunătate, de faptă bună, gard de post. Să nu lăsăm răul să vină să răbească din inima noastră lucrarea lui Dumnezeu. Pe locașul de cult scrie mare, glasul vieții, și la viață se rezumă întreaga activitate a părintelui Dan Damaschin, fondatorul asociației care are în grijă peste 10.000 de copii. Am putea spune că suntem deja de-ai casei, că îi cunoaștem stilul, însă suntem luați din nou prin surprindere. Mergem la Ghiță Bancă, este un bărbat, sau cel mai mare dintr-un bărbat, are 4 copii, acum vreo câțiva ani a fost accidentat de tren. În urma accidentului, omul a devenit alt om. Și merge așa, cum mai ca Domnului în gând. Pornim alături de părinte și voluntarii lui de încredere către Dumești, o comună din județul Iași. A fost la poarta noastră și să-l ajutăm. Noi te ajut, dar să vedem ce facem. Nu a putut sta indiferent. Cum să lase o familie să doarmă sub cerul liber? Așa este părintele, bun cu toți. Și oricum nu ar fi putut să le spună nu. Acum să vedem cum stau lucrurile acolo, pentru că s-a început, am mai schimbat niște echipe, vin oameni și pleacă. Deci ați început să-i construiți casă de la zero. De la zero, da. Casă de la zero. Cu mare efort, pentru că perioada este așa cum este, nu una favorabilă unor astfel de proiecte, care înghit foarte, foarte mulți bani. Pe drum ne oprim la cumpărături. Să oprim puțin unul 10 minute, să luăm niște dulce la copii, ca să nu merge cu mâna goală, că dacă merge cu mâna goală la copii, nu prea, da, nu prea empatizează cu ceea ce facem noi. Ce caut părinte la mine fără dulciuri, nu? La cele câteva dulciuri pentru copii a adăugat ulei, făină, ouă, conserve, cereale, detergent. Scutecele pentru Florea. Unde poți să mergi la o familie copii fără scutecele, a? Deci și dumneavoastră, ați vrut ceva? Detergent, ce să fac cu el? Să pun în ceai, nu? Da, da, da. La saci de haine, cât au spus săracii, nici nu discută. Așa, folci, că lapte trebuie mâncat cumva, nu? În casa care se construiește acum, părintele se implică în tot ceea ce înseamnă lucrări. Își ridică reverenda și se apucă de treabă. Costel, vin puțin încoace. Costel! Vin puțin încoace, să întreb ceva. Asta e pentru sobă, da? Costele, când vorbim de casă cu un singur nivel, nu cu mansardă, panta să fie, eu faci un metru, atâta faci, nu 3 metri. Dar, care e problema? Păi stâlp trebuie aici. 1, 2 stâlpi. Ana, fata cea mare, ar fi renunțat la școală ca să muncească în străinătate. Dacă nu era părintele, renunța la școală? N-ar fi fost păcat să renunța la școală. Ba da, dar altă șansă n-ar fi existat, în afară de părinte. În situația dată, gândindu-ne la copii, gândindu-ne la sufletul unui tată, nu doar unei mame de data aceasta, care se vede neputincios și lipsit de sprijin din partea autorităților, din partea, vă spunea, comunității, am decis să declarăm prioritar situația dată și ne-am apucat de casă, așa cum o facem, cum mai drag pentru orice familie care rămâne fără... Pe drumuri, fără, la propriu. Pe drumuri, da, pe drumuri la propriu, bine spus. Soțul a fost accidentat cu 2 ani în urmă. Ce-a da. Vine de la servici și a dat trenul peste el, în gara la Lețcani. A rămas fără ochi, bolnav cu creierul, fără mână și pișoarele, dar bine merge, ca un bebeluș. Și am apelat la părinte și părintele ne-a ajutat. Credeți că o să fie aici peste un an? Frumos.
frumos, așa cred. Peste 70 de acasă a construit părintele. Exact, 70 de locuințe. A câte acasă este aceasta? Ca și casă, cred că ar fi undeva 30 ca și locuință. Și vom de apartamente, case cumpărate, garsoniere, eu știu, sau reparații din temelii, reparații capitale. Cred că trece de 70 de acum anul ăsta. Deci peste 70 de acasă. De acasă, așa. Și pentru că cererile sunt din ce în ce mai multe, planurile nu se încheie aici. În clipa de față se lucrează la un centru social în Comuna Mironeasa, unde rostășiri de copii au nevoie să se bucure. Mare parte sunt copii abandonați de părinți plecați la muncă în străinătate. Sunt copii orfani, copii cu foarte mulți frați acasă. Mai avem, de asemenea, în amenajare o casă pentru 30 ceva de copii. Este casa fecilor într-un noi, copiii cei mai buni care nu au șanse de a face o școală în Iași de calitate pentru că nu au bani de cazare și masă. Sunt adăpostiți în internatele noastre pentru că s-a mărit capacitatea. Anul acesta am trecut la încă un obiectiv de acest gen pentru băieți. În același timp, dacă mă gândesc bine, așteaptă o casă undeva în zona Vânătorii Neamț pentru o mamă cu 4 copii, cel mic bolnăvior cu inimioara. Așteaptă în Mădăjac să ne apucăm încă 2 familii, o mamă cu vreo 8 copilași, alta cu vreo 7 copii. Și șirul continuă în funcție de ce posibilități. Mai avem un apartament în amenajare în zona lângă Iași, la Rediu, și dacă ne uităm la peisajul din spatele nostru, undeva la vreo 10 km de aici, avem 2 hectare de teren care urmează să fie autorizat pentru a face un cartier, deci un nebocitor de case, pentru familiile fără adăpost din Iași, o bună parte copii proveniți din centri de plasament, care sunt părinți și nu au unde să plece, așa, și se lucrează cu aceeași intensitate la o casă pentru mame singure, a treia casă pentru mame singure, care am realizat undeva în comuna Holboca, acolo unde la parter vom amenaja și o creșă, pentru că intră aceste mame într-un cerc vicios, au copii mici, nu au acestea copii, nu pot merge la serviciu, pentru că copilul are nevoie de grijă, atunci vrem să le ajutăm de două ori, o dată le dăm un adăpost, a doua oară le dăm o șansă ca acești copii să poată să fie îngriți cât ele lucrează, mamele singure, și de acolo să avem și o bucătărie unde vom prepara, să spunem, o bună parte de mâncare pe care o cumpărăm în clipa de față pentru noastră caz socială pe care le avem și copiii din internatele noastre. Deci cumva rezolvați absolut toate problemele. Da, încercăm să... Da, o viziune integrată, așa, pentru ca niciun copil, nici o mamă, nici un tată, în cazul de față, să nu se plângă că nu a avut șansa de a-și crește copiii, de a-i face oameni mari. Și cum omul bun adună lângă el alți oameni buni, trup și suflet pentru copii, este și Loredana Spânu, coordonatorul voluntarilor. Cu ea mergem către Casa Tricolor. Aici o mamă cu 8 copii poate acum să spună că este acasă. Ce faci, mama e acasă? Da. Da? Vasilica e acasă, da? Da. Și ceilalți? Daria e acasă? Toți. Toți? Bravo. Ce faceți? Da, ce frumos a ieșit la voi. Foarte frumos. Și aici trebuie să mă descalț. Ce faci, mami? Vasilica, ce-l frumos! Cum să nu? Nu, mami? Nu. E noroi. Nu. Tu ai muncit cu 8 copii, să speli după 8 copii și mai speli și după noi, Doamne. Da, coace. Așa. Dacă acești copii nu ar fi primit ajutor, unde ar fi dormit? Ce ar fi mâncat? Cum ar fi arătat viitorul? Câți ani ai tu? 4. Da. Sigur? Da. 4 sau 2? 2. 2? 1, 2, 3, 4? Da, 4. 4? Da. Bravo. Da, unde e vaca? Da. Unde? Pe stradă. În grădină. Ce faci în grădină? Mănânc.
Mănâncă ce mănâncă? Frunzi? Bravo! E fenomenal asta! Să-i privim pe toți la masă este o adevărată bucurie. Sunt copii frumoși, cu părinți responsabili, care au avut nevoie la un moment dat în viață de o mână de ajutor. Cum reușești, mamă, să-i îmbraci dimineața, să pleci toți la școală? Mă scol mai dimineața. Ca ei, alți 10.000 de copii, iar cererile sunt din ce în ce mai dese. Tocmai de aceea, telefonul Loredanei sună non-stop. Ne întoarcem la Iași, la Centrul de Excelență Damian și Cosma, unde locuiesc 42 de copii. Mai sunt pe acasă, că capacitatea de aici nu dispune de atâtea locuri. În foarte, foarte scurt timp vom separa băieții de fete și atunci vom intra la capacitate normală în jur de 80. 80, aici 80 de 80. Fete vor fi. Și 80. Unde duceți băieții? Băieții se ducem într-o altă casă, a fost numită de către părinte Casa Feciorilor, dar ei nu vor fi practic despărțiți decât la somn, vor pleca doar pentru orele de noapte, în rest rugăciune, masa de dimineață, prânz, seara, meditații și ore online se vor face aici, în această locație. Aici pe toată lumea avem fetele. Fiecare ușă are regulile scrise clar. Poateți, la ușă nu intră oricine, oricând și închideți ușa. Corect, da. Fetele, putem intra? La birou, Ioana învață la limba engleză. Este primul an la Facultatea de Arte Vizuale și Design. Ambițioasă, vrea să termine anul universitar cu media 10. Ne-am integrat foarte ușor aici, adică e foarte frumos și mi se pare și de bun simț programul și te ajută foarte mult să înveți. E perfect. Cu Dumnezeu, împreună pentru o nouă viață. Este motoul centrului de tip internat. Veșnica lor pomenire. Părinte, pentru cine ați făcut veșnica pomenire? Veșnica pomenire este o slujbă obișnuită în bisericuța noastră, în memoria celor care, casa Domnului fiind, sunt pomeniți de familii. Și cu această familie fac și o faptă de milostenie, în așa fel încât împlinim porunca cea frumoasă a lui Hristos de a ne iubi pe aproape ca pe noi înșine și de a face și o faptă bună. Performanța nu se poate face pe stomacul gol. Îndemnăm oameni să facă o faptă bună pentru cei care se bucură cu adevărat de o masă caldă și pentru cei care au nevoie să mănânce aceste bucate pentru a crește oameni mari. Copilul au ținut și cu burtucile pline, învață frumos și ajung oameni mari. Urmează Casa Feciorilor, un internat pentru băieți. Nu peste mult timp își va deschide porțile. Ghid ne este din nou Loredana. Aici vor avea locația cam 24-28 de băieți. Aici va fi centru de meditații pentru ei, cât și pentru cei after school de 1-4 copii nevoiași care provin din familii cu foarte mulți copii. Avem și, este și terasa și totul este în amenajare deocamdată. Aici avem terasa unde va fi tot așa amenajat pentru cei de grădiniță 1-4, credem noi, pentru after school. Tot în jur de 2 săptămâni, cel mult o lună de zile ar trebui să fie gata pentru a putea prelua copiii de la școală, le dăm o masă caldă, fac ceva lecții cu voluntarii și vor fi duși acasă la mamele lor, mâncați, sătui, cu temele făcute și pregătiți pentru o nouă zi de școală. Cursa faptelor bune a părintelui Dan Damaschin și a voluntarilor lui continuă. Nu au timp să se oprească. Un singur apel pierdut poate însemna o familie care nu are ce să mănânce sau un copil al cărui viitor depinde de un loc la internat. De fapt, fiecare apel pe care îl primesc înseamnă un apel pentru viață. Așadar... Și ai spate? Așa. Repede, joc, avem treabă! Repede, 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 repede!
Mergem mai departe.